Îi avem ca invitați în dimineața asta pe niște campioni. Echipa U16 Under 16, sănătate. Mersi. Vezi? Dacă dormi dezbrăcat. Da, să ne întoarcem la lucruri serioase și la lucruri despre care merită să vorbim. Nu strănutul colegului meu, da? Așa. Echipa U Mobitelco Under 16, care a câștigat campionatul național. Felicitări. Mulțumim. Îl avem invitat pe domnul antrenor Răzvan Cenean și pe un mic star. Așa este? Cel puțin la liceu sau o să poate să nu, da? Marius Ciotlăuș. Pe Facebook e cel mai mare pe star. Facebook. Răzvan Ciotlăuș. Nu, Marius Ciotlăuș. Marius Ciotlăuș, scuze. Care este capitanul echipei și un star în devenire, am zis, și component de bază al echipei. Capitan, am spus. Da, este un component de bază al echipei, este un component de bază al echipei naționale și la acest turneu eu cred că a fost cel mai eficient jucător al nostru. Ne-a ajutat să realizăm acest succes. Și la mai mare. E săptămâna mulțumirilor la noi și dacă aveți să mulțumiți cuiva, puteți să o faceți acum. E la televizor, deci se poate. Deci se poate. Care ne-au îmbrăjat în permanentă, părinților care ne-au, antrenorilor care ne-au ajutat să cucerim acest titlu și... Zi și de profesori, că se apropie bacul numai chiar foarte mult. Care ne-au mai lăsat, la care ne-au lăsat ușor la școală cu notele și ne-au ajutat cu notele și... Deci sunt indulgenți, vă susțin, că mă gândesc că ar fi greu. Da. Dă-mi un pic mai aproape microfonul ca să ne auzim. Da. Bun, câteva cuvinte, vă rog, despre turneul ăsta. Cum a fost? De cine ați trecut? În primul rând, vreau să mulțumesc și eu cuiva. Mulțumesc adversarilor că nu ne-au bătut și ne-au lăsat să ieșim campioni. Asta e o mulțumire răsărită de pe fix, da. Da, deci fără ajutorilor nu știu. Nu știu cum mă descurcat. Da. Am o mare problemă eu. Eu vreau să mă duc la meciuri și să învăț să scandez. Da? Să fac scandal. Cum fac? Haide U, haide U. Și de mere și de nu. Și de mere și de nu? Ha! Bine. Unica iubire pentru noi ești tu. Da. Să zic așa când vin la meciurile voastre? Merge, numai să se audă haide U. Bun. Bun. Ai mulțumit adversarilor care au trecut. Da, așa, mulțumesc în primul rând organizatorilor care au făcut o muncă care nu oricine o poate face. Mulțumesc lor, mulțumesc familiei care m-a suportat perioada asta, unde stres maxim și poate nu le-am acordat atenția necesară. Mulțumesc copiilor care au dat totul pe teren și pentru mine, și pentru ei, și pentru club, și au confirmat performanța de anul trecut. Mulțumesc fanilor care... Deci sunteți la al doilea titlu? La al doilea titlu consecutiv. Al doilea am confirmat consecutiv. Performanța de anul trecut. La grupa asta de vârstă, mai avem și alte. De câți ani joacă băieții în formula asta? Adică de câți ani s-a constituit echipa? Această echipă este un proiect al Mobitelco, început în 2008. Deci de 4 ani? De 4 ani, la început nu am fost aceeași echipă, iar în vara lui 2010, dacă am așa? 2010, da. Așa, am fuzionat. Copiii de la PH Basket au venit la noi, la Mobitelco, am format cea mai bună echipă din Cluj, se pare că și din țară. Pot să spun că de 2 ani de zile avem aceeași formulă de echipă și se pare că e formula succesului. Vorbeam cu Mircea Cristescu despre ce înseamnă juniorat la basket, de ce înseamnă proiectul U-Mobitelco și am înțeles că e un proiect cam singular în sportul românesc, în basketul românesc. Există cineva cu care să vă mai bateți la nivelul la care sunteți voi, al amplitudinii proiectului? Da, există. Sunt echipe, drept dovadă, și finala campionatului care am câștigat abia la 4 puncte. Dar pe noi nu ne interesează câștigarea de medalii sau de titluri naționale, nu. Noi vrem ca la 18-19 ani să promovăm jucători spre basketul de performanță. Aici mă refer la echipele de seniori. Asta este proiectul nostru, tragem linie la 18 ani. Deci ăsta e scopul și spre asta țintesc și băieții, să facă da, pasul la echipa mare, la U-Mobitelco. Da. Nu neapărat U-Mobitelco, eu le doresc să joace în campionate puternice din Europa sau știu eu.
dar scopul nostru este să promovăm copiii spre echipele de senior, indiferent care. Pentru club, cel puțin, cred că ăsta este scopul. Pentru jucători e să facă pasul. Depinde ce gândește și domnul Cristescu. Poate vrea să facă un business, poate vinde un jucător, devenim milionari, știu. Da, el spunea, zicea despre transferul, că nu există transferul ca la fotbal, la basket. Chestia asta nu prea am înțeles-o. Să treacă jucătorii de la o echipă la alta pe o sumă de transfer. Da, nu există, dar totul se poate schimba. Și la fotbal a început, probabil nu se plăteau transferurile. Oricum, nu vrem să facem un business din basket. Dar cine știe. Tu spre ce țintești? Ce, unde ai vrea să joci? Sincer. Păi, sincer, vreau să joc în Europa, la echipă așa mai bună, dar și divizia, dacă se poate. Divizia la U sau în altă parte? Și un vitel, că este bine. Deci și. E în regulă, dacă ai zis că îți dai seama că te-ai încălțat cu niște mici maratoane pe răspuns. Corect. Unde se dă ora exactă în basketul european acum? Părerea mea că în Spania. Spania care este campionat european la toate grupele de juniori. Au echipă calificată în Final Four-ul Euroligii masculin, atât la masculin cât și la feminin. La nivel de național, din nou, sunt primele trei din Europa. Eu zic că Spania e cel mai puternic. Sârbii pe vremuri știu că mai constituiau putere. Școala sârbească, păi ca și la fotbal. Și acum constituie echipele de club din Spania au în componență mult sârbi. Dar sunt în continuare. Dar e la nivel de națională și la nivel de echipe de club nu mai sunt, probabil, după destrămarea Iugoslaviei, atât de puternic. Nu mai sunt, dar a rămas școala și influențele ei și în continuare sunt antrenori de valoare în Serbia, în Republica Serbia, în care lucrează și o fac bine. Mă interesează despre programul vostru. Cum, uite, la tine, de exemplu, cum poți să-ți împaci cu școala programul de antrenament, cât de dese sunt antrenamentele, cât durează și ce înseamnă? Antrenamentele sunt în fiecare zi, de 2-3 ore și câteodată avem, adică marțea și joia avem și dimineața antrenament la 6:30. Dimineața. La 6:30 antrenament. Da, da. Aia înseamnă că te trezești la 5? 5. Că trebuie să și mănânci înainte. Da. Mă trezesc la 5 și la 6:30 la antrenament, până la 7:30, după aia școală și de la 2 iar antrenament. Și înseamnă că te culci la ora 9? 9-10. 9-10. Sănătos, cel puțin. Da, da. Cel puțin sănătos și te ține departe de tentații. Da. Alea destructive. Dar mă interesează cum ești privit de colegi. Ești privit ca un star, ești ca un, bineînțeles că modest fiind, o să-mi zici, că te privesc colegii ca pe toți ceilalți. Dar pur și simplu ai un program diferit de-al lor. Păi nu, suntem toți, suntem aceeași valoare, toată echipa suntem aceeași valoare, fiecare... Nu, acum nu vorbesc de colegii de echipă, colegii de școală. De școală? Sau nu apucați să vă vedeți? Păi apucăm, exact, da. Nu prea apucăm. Nu, așa, câteodată, cu școala nu prea am. Zi mai rus trei colegi de-a tăi de clasă, cunoști? Da. Dar nu colegi zile de echipă. Zile pe nume, o să le... Păi sunt colegi, sunt colegi, nu treabă, m-au felicitat că n-am câștigat și... Poți să le mulțumești celor care te ajută, care îți suflă când ești ascultat. Da, le mulțumesc celor care mă ajută la școală și la teste. Da, ai zis ce urmează, spre ce țintești. Ce competiții urmează? Păi chiar acum, 10 minute, decolăm spre campionatul național de divizia B. Avem un turneu semifinal acolo. Un campionat în care jucăm tot cu echipele de juniori, campionat de seniori fiind, nu avem obiectiv. Iar în acest weekend la București avem turneul semifinal la campionatul Under 17, deși acolo avem să ne apărăm un titlu. Obținut anul trecut? Obținut anul trecut, da. Deci puteți să faceți să... Păi noi așa vrem performanța de la corect. Sub-16. Mai avem și campionatul național de Under 18 săptămâna viitoare, turneul semifinal. Bun, da, la divizia B de jucați cu băieții sub 16 ani? Nu, cu băieții sub 18 ani. Sub 18 ani, și... dacă sunt incluse și grupele sub corect, 16 ani. Corect. Și dacă, să zicem, promovați la divizia, ce o să se întâmple? Să jucați? Regulamentul nu ne permite. Suntem cu două echipe, un club cu două echipe, nu? Ar apărea după aia la casa pariurilor cote de alea fenomenale și nu...
Dar noi avem fiecare joi o rubrică în care vorbim despre pariuri. Chiar o să îl întreb pe colegul meu lucrul ăsta. Deci, în regulamentul federației, un club nu poate figura cu două echipe. Nu poate figura cu două echipe în același campionat de seniori. Și dacă, să zicem, ați fi în poziție de promovare, se vinde locul sau cum se procedează? Foarte curios. Nu. Deci noi avem dreptul să participăm în acest campionat doar până la fazele semifinale. Deci după acest turneu am încetat activitatea la Divizia B pentru că urmează turneele de promovare, unde noi nu avem dreptul să participăm. Nu înțeles. Slam dunk poți să dai? Da, slam dunk poți să dai, da. Am făcut și eu basket în copilărie, dar n-am crescut. La ce echipă? Și n-am în Piatra Neamț, la școală. Înțeleg. Vreo 3 ani. Acolo nu se face basket, îmi pare. Ok, și asta era tentația pentru mine, să pot să ajung să dau slam. Nu am ajuns niciodată. Ce jucători te inspiră pe tine? Sau ce stil de joc? Ăla american, ăla european? Că știu că sunt direcții diferite. Ăla american e mai spectaculos? Ăla american îmi place mai mult, e mai spectaculos. Dar în Europa e mai mult apărare și deci le combin. Tu pe ce post ești? Extremă. Extrem. Deci în, ca și stil de joc îți place stilul european? Da. Și ăsta ți-ar părea mai eficient și ți-ar părea mai potrivit? Păi cam da. Și un jucător preferat? Din NBA, LeBron James. Ok. Din campionatul românesc? Din campionatul românesc, Kindle Dykes, la Mobitel. De la U, da. Jucătorul de culoare. Domnilor, eu vă doresc mult succes. Mulțumesc. Plecați în curând, am înțeles? 5 minute. În 5 minute. Nu de aici, înspre Oradea. Înspre Oradea. Bine, drum bun să aveți și mult succes. Și să ne revedem cu un nou tip. Mulțumim la fel.